Vă salut, dragii mei! Îl avem alături pe Bruno. Pace, Domnul, să binecuvinteze! Pace, doamnă! O să-i adresez trei întrebări și prima întrebare. Bruno, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Dumnezeu l-am cunoscut de când a fost micuț, dar adevăratul l-am cunoscut în 2019, când m-a botezat. Și a fost o experiență foarte puternică, că în perioada aceasta am suferit mult de depresie, dar mulțumesc Domnului și slava Lui că m-a scos de această drumă întuneric. Domnul Filodat, care este versetul din Biblie preferat care îți place? Versetul de Biblie preferat este în 1 Corinteni 10 cu 31. Lo spun în engleză că în romană Ok. nu mi vine bine. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it for the glory of God. Deci textul 1 Corinteni, Da. să spunem și română, 1 Corinteni da? 10 10 cu 31. cu 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Foarte frumos. Tot ce facem, să facem pentru gloria lui Dumnezeu, Da. pentru slava lui. Așa este. Bruno, ce ai recomanda oamenilor care ne ascultă ca stil de viață și ca mediu de trăire? Atunci, să mă gândesc că lucrez în un centru de sănătate și sfătuiesc persoanele să trăiesc în modul mai natural posibil. Sfătuiesc să, în primul rând, să caute bucurie în viața aceasta, să fie tot timpul mulțumit de ce ea are și special se caută pe Dumnezeu, pentru fără Dumnezeu e greu viața, să nu știi că ai cineva alături tău care te ajută să biruiești toate problemele de viață. Al doilea rând este să ne rugăm mai mult, pentru că asta se conectează cu numărul 1. Dacă tu vrei să fii bucuros și vrei să fii cu Dumnezeu, numai cu o relație strinsă cu El, în rugăciune poate Adevărat. să stai cu El adevărat. Da. Și ca stil de viață, ca sănătate, regulă ale sănătății, Da. așa ca să fie mai sănătos. Atunci, noi în adventism avem 8 reguli de sănătate, că ele sunt diferite. Atunci, una este apă, că normal că Apa, fără da. apă nu se poate să trăiesc. Da. Atunci să bevem multă apă. Altul este să stăm în aer curat, Da, ai că avem curat, nevoie, da, cum suntem noi acum. da, Altul este să stăm la soare, da, că se spune că vitamina D este o vitamină principală pentru imunitatea noastră, da. așa că ne dă și bucurie. Adică cât mai bine să stai, cât mai mult să stai la în aer, nu? Da, La în aer, soare, la afară, soare, da. Faci activitate, da, special de fac. dimineața când te trezești, e bine să mergi la soare și în timp de masă. Foarte bine să stai o jumătate de oră, 20 minute, că asta te dă perfect vitamina D. Și avem și alimentație, foarte Da? importantă, normal. Cum să fie Și alimentația? alimentație, atunci, eu, înainte 2019, ero în lume, mâncau de toate, mâncau orice lucru, brânză, carne, porc, fructe de mare, tot mâncau. Dar încet încet am înțeles și m-am documentat prin scrise biblice și prin Ellen White, că este pioniera noastră biserică. Am văzut că adevărul lucrurile acestea nu sunt bune pentru tine, pentru sănătate, nu neapărat strict pentru religie, dar
pentru sănătate, în sumă. Da. Atunci, încet, încet, am scos lucrurile că mi plăceau mai puțin. E după încet, încet, lucrurile că m-a dat o putere asta și încet, încet am scos lucrurile ce mi plăceau mai multe. Știi? Și ai câștigat ceva? Te simți mai bine? Ba, mult mai bine. Da. Mă simt mai lejer cu gândurile mele și 100% la nivel abdominal te simt mult mai bine pentru că carne de obicei ai nevoie să stai în aparat digestiv între le 48 de ore, le 72 de ore. Atunci asta nu e bun pentru trupul nostru, pentru că se putrefez. Putrefacție, și încep gasele și gasele. Da. Gasele sunt o materie care intră în alte materie, știi? Da. Și te poate da problemele în sănătate, tot lucrul, tot sănătate, în tot organe. Așa că, de obicei, când mănânci o hrană vegetală, mai multe 12 ore pentru digestie, 12-24 de ore nu stă acolo, la intestin, la stomac. Așa că este mult mai ușor să digeri și e mult mai lejer să procesezi trupul. Da. Da. Exact. Spune că și dinții omului nu ar fi făcuți pentru carne, cum e la animalele. Da, da, da. Putem să vedem, vedem și, per exemplu, leu are un intestin foarte scurt. Exact. Foarte, foarte animalele scurt. Carnivore, da. Da, 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 animalele carnivore. Și falangile și dințile ei sunt în o structură diferită. Și putem să vedem și câinele și pisicile. Dar omul are un intestin foarte, foarte lung, aproape mai mult de 15 metri. Așa că pentru asta, la fel, este făcut pentru o dieta, o hrană vegetariană. Vegetariană, da. Da. Da, da. Și are mai multe legile de sănătate, cum exercițiile, cum odihna. Cum temperanța, cum se spune temperanța română? Temperanța? Da, ok. Temperanța. Și, dar ce mai important este să petreci timpul cu Dumnezeu. Amin. Între este. Mulțumim, Domnul să te binecuvinteze. Mulțumim. Mulțumim și eu.